în mărime naturală, disciplina, dezvoltare personală, o resursă pentru clasa pregătitoare. Bun găsit! Se arată o zi însorită la școală. Și din sălile de clasă se aud voci vesele. E ziua provocărilor, adică a întrecerilor. Învățătorii și copiii lansează jocuri și diferite sarcini de lucru, astfel încât învățarea să fie cât mai interesantă. În aceste zile, prietenii noștri de la clasa pregătitoare învață să își cunoască și să își reprezinte cât mai bine părțile corpului. Ei vor participa la o întrecere. Sunteți gata să aflați despre ce este vorba? Doamna învățătoare le explică ce au de făcut. Aveți la dispoziție foi mari, creioane și carioci pe foile mari de flipchart, trebuie să vă conturați corpul la fel de mare cât sunteți voi. Apoi să vă faceți autoportretul. Astfel încât să semene cu voi, de parcă v-ați uitat în oglindă. Vă rog să vă ajutați, pentru ca desenele voastre să vă semene cât mai bine. Ana s-a gândit că cel mai bine lucrează în pereche, sau chiar în echipă așa că i-a chemat pe Dan și pe Mara să lucreze împreună. Haideți să ne ajutăm, să ne întindem pe rând pe jos și să ne conturăm corpurile. De acord, spune Dan, dar mai întâi să ne organizăm. Lipim două hârtii, una în continuare a celeilalte, pentru că nu încăpem pe o singură foaie. Apoi au conturat capul, gâtul, mâinile, trunchiul și picioarele. După ce au conturat corpul, au desenat trăsăturile feței. Mara a verificat fiecare detaliu. Ce culoare are pielea? Dar ochii? Dar părul? Cât de lung este gâtul? Apoi s-au apucat cu toții de colorat hainele. La final, fiecare copil s-a așezat lângă lucrarea lui, în mărime naturală. Ce mândri erau Rând pe rând, copiii s-au prezentat în fața celorlalți. Eu sunt Dan, am păr maroniu roșcat și creț. Ochii mei sunt castanii. Mai am de lucru la gât. Gâtul meu este mai lung în realitate. Este rândul vostru acum. Acceptați și voi provocarea copiilor? Vă puteți realiza autoportretul în mărime naturală. Lucrați în pereche sau în grup de trei colegi. Apoi, puteți amesteca autoportretele și vă puteți identifica prin una, două trăsături fizice. Să înceapă provocarea.